Mijlocașul moldoven Echita Moțpana a ajutat-o pe Fachel să obțină o victorie în meciul de verificare cu Sabail din Azerbaijan, scorul 1 0. Fachel a evoluat cu două loturi diferite în fiecare repriză. Moțpana a fost lăsat în teren după pauză și a marcat unicul gol al meciului din penalti în minutul 69. Remarcăm că în repriza secundă a jucat și moldoveanul Cristian Păscăluță, în vârstă de 18 ani, care este în probe la Fachel.